Bun, deci mergem spre Poiana Pelegii, în Munții Retezat. Și de acolo vom urca pe jos până la lacul Bucura, Căldarea Bucuriei. Yay! Vă povestim mai multe despre lac acolo. Acum ce vreau să zic este că e 11:25 și avem 18 km de drum forestier în față. Și sunt curios cât facem, pentru că am citit undeva la o oră și ceva, două. Yeah. Da, eu zic că... Agăt un pic drumul, da? Tu zici că facem mai puțin, nu? Da. Cu roșioara noastră înăltuță. Sper că da. Am plătit bilet de intrare. Da. La baraj jos este barieră. Barajul, am uitat cum îi zice, râul, nu știu cum, în fine. Și am plătit bilet de intrare și am cumpărat și o hartă. Credem că... Retezat. Da, harta costă 15 lei, credem noi că o să ne ajute. Vai ce bine arată, de-abia aștept. Da, și nenea de la barieră de acolo care ne-a vândut biletele a zis că drumul nu e grozav, că l-am întrebat cam cât facem și a zis că depinde cum mergem. Da, vedem. Și am ales acest traseu pentru că este unul potrivit pentru începători. Iar noi nu suntem încă acolo încât să mergem, cum găsisem eu la un moment dat, un traseu de 10 ore. Cred că e prea periculos, pentru că dacă obosești prea tare și nu mai duci, îți tremură picioarele, e mai complicat. Și momentan noi suntem încă în faza în care ne antrenăm pentru chestiile cu adevărat serioase. Încercăm să fim pe cât posibil niște munțomani adevărați și să nu mergem direct pe Moldoveanu sau știu eu ce alți munți și alte trasee pe care poate nu le ducem și în care poate ne punem în pericol. Să vedem. Cred că o să fie genial oricum. Știi? Da. Uite ce frumos, ce cadru frumos. Da. Deci am făcut zi. Câte ore am făcut? Și drumul este așa și așa. Când mai bun, când mai rău, dacă mergeți cu grijă... N-aveți probleme. Da, uite, e plină parcarea de mașini normale. Adică cu garda mai jos, deci se ajunge. Da. Mamă, ce frumos e. De-abia aștept. Este fix genul de traseu care îmi place super mult. Că e cu stângi? Da. S-o copriță de munte. O să-ți placă mult și mai încolo. Da. Când ieșim din pădure. Hai că între timp s-a aglomerat și pe traseu. Mă așteptam într-o zi de miercuri. Thank you.
Am trecut pe lângă Lia și Ana. Deci am trecut pe lângă lacul Lia, iar ăla-i Ana. Da. Asta-i Bucura. Da. Care este cel mai mare lac glaciar din România. Wow, uite-l! Mișto! Și e foarte mișto dumeția până aici. Da. Și în munții Retezați sunt mai multe lacuri glaciare decât în toate celelalte grupe muntoase din România la un loc. Mmm! Fun fact! Fun fact, da! Interesant! Cică durează o oră jumate circuitul lacurilor. Chestie pe care am vrea și am fi vrut să o facem. Din ce am citit pe net, am văzut că ar dura 4 ore. 4 ore e prea mult, că deja e destul de târziu. Apropo, nouă ne-a luat 2 ore și un picuț să ajungem aici. Ne-am și oprit deseori pe drum. Ne gândim dacă să mai continuăm drumeția de aici. Sau dacă ne bucurăm de priveliște. Foarte fain că se stă și cu cortul. Chiar mă gândesc să investim într-un cort din asta mai micuț, mai ușor decorat în spate. Pentru că noi avem decorat cu noi și echipamentul foto-video. Bine, acum să fiu sinceră, am venit cu drona și telefoanele. E cald. N-am mai cărat camera după noi, pentru că ne-am dat seama că nu prea are sens, plus că de când am schimbat telefoanele și avem Samsung S20, chiar le-am folosit, cred că ne-ați văzut și în poze și în vloguri, suntem tot timpul cu telefoanele în mână. Aproape că am renunțat să mai folosim GoPro, asta pentru că știți probabil din vlogurile trecute că tot timpul ziceam a, e prea wide pentru GoPro, nu vedeți, e prea wide. Iar la telefoane putem să dăm și cu zoom și tot să fie ok. Mamă, ce frumos aici, este super frumos. Și n-ai aflat nimic util? Gen unde să mergem? Păi încolo, e drumul înapoi. Eu m-am cam hotărât că cred că mi-a ajuns. Foarte bine, și mie. Vrei să zic ce distanță e până la aia? În linie dreaptă, așa? Un kilometru. Deci te fură. Da. Da, păi și până aici, zici că e aici aproape lacul, dar până ajungi la el și coborâsem. Și am făcut câteva fotografii drăguțe de la Luciu Apei. Și am revenit, aproape mă apucasem să urc aici înapoi. Mi-am dat seama că n-am filmat decât vertical. Și acum am întors și aici am filmat orizontal. Mulțumesc! Da. Bravo! Oh. Frumos! Bun, s-ar putea aceasta să fie încheierea. Poate mai filmăm un pic pe traseul în jos la coborâre. Chiar vă super recomandăm traseul ăsta. Veniți să vedeți lacul Bucura. Noi o să venim să stăm cu cortul, cu siguranță. Și să urcăm pe vârfurile din jur. Și dacă ți-a plăcut acest episod, nu uita să-i dai un share, pentru că ne ajută, să-i dai like, să te abonezi și să intri și pe blog să vezi ce articole am mai scris. De obicei, pe blog dăm cele mai multe detalii, links pe Google Maps, tot ce trebuie. Yes! Vă pupăm! Ciao! Pa!